Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Europa Cristiană. În această săptămână m-am gândit să vorbim despre poate cea mai importantă țară europeană astăzi în Uniunea Europeană. E vorba de Germania. Și mă interesează mult și cred că ne interesează pe noi toți lucruri legate de cultura germană, de temeiul societății germane, de conștiința germană. Și pentru emisiunea asta am în studio cel mai potrivit invitat. Se află la Europa Cristiană domnul profesor Horațiu de Cuble, profesor de literatură germană, de istoria literaturii germane la Universitatea București. Bună seara, bine ați venit, domnule profesor. Bună seara, mulțumesc de invitație. Domnule profesor, când v-am invitat la emisiune, v-am spus că vreau să începem discuția noastră de cu un vers din Haine. Și așa o și începem. Mă țin de cuvânt. La un moment dat, într-o poezie, el spune așa, citez: când mă gândesc noaptea la Germania, nu pot să dorm. Acum, asta e un citat pe care îl folosesc foarte mulți când se referă la Germania. Un pic în afara contextului, în poezie, dacă bine mi-amintesc, lui era dor de maică sa și se gândea la Germania, la maică sa. Dar, totuși, Germania e un prilej de nesomn. A fost, iată, în secolul XIX, un prilej de nesomn chiar pentru nemți. Suntem astăzi mai liniștiți sau cum e? Suntem, zic eu, mult mai liniștiți decât era Haine în momentul în care manifesta acest dor de casă, de mama. Concretizând poate prea mult, de fapt povestea exilului lui Heine este la Paris, este una foarte tandră, întrucât sufletește nu s-a despărțit niciodată de Germania. Știți că el n-a scris în franceză, spre exemplu, a scris doar în germană. Iar a călători mereu și mereu înapoi acasă a fost pentru el o reîmprospătare a surselor de inspirație. Pentru noi, nesomnul acesta a fost în anumite timpuri istorice neliniște. În ziua de azi, dacă nu dormim din cauza Germaniei, este poate din același resort sufletesc pe care nu trea și Haine. Pentru că ne e drag de ea. Cel puțin mie. Da. Eu zic că Germania în ziua de azi nu mai seamănă absolut deloc cu ceea ce a putut fi la un moment dat. Și cauzele unor neliniști prăpăstioase nu există. Și Heine, de altfel, era neliniștit de propria lui Germanie. Are un poem bine cunoscut despre Germania, Poveste de iarnă, da, în care prezintă totuși o Germanie cu sarcasm, dar o Germanie care lui nu-i plăcea. Era acea Germanie militaristă, n-avea cum să-i placă, marțială, da. Nu? De influență prusacă, da? Prusacă, da. Mânată de miturile astea, cum să le spun, de sub Rin, știi, ca în Wagner, sunt spiritele alea care fac săbii cu nume. Da, da. Tradiția asta teutonă de a da săbilor nume mi s-a părut întotdeauna interesantă. Acum, ce a fost atunci a fost, să spunem așa, o etapă din constituirea unui stat național unitar german, care în sine este o poveste sau un basm în sensul lui Heine, destul de complicat. Între timp lucrurile s-au așezat, Germania trăiește în ziua de azi pe bazele federalismului, care are rădăcini istorice, dar care a găsit o formă de democrație consolidată în cele, cât să zicem, 7-8 decenii care s-au scurs de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Federalismul german, modelul de federalism german, a dat rezultate foarte bune. În secolul XIX, Germania era cu totul altceva. Își căuta o identitate. Nu era clar încă dacă influența nordică, prusacă, va fi cea care va avea câștig de cauză în cele din urmă. Dacă Germania va continua în această formulă de multistatalitate în care trăise atâtea secole, lucrurile erau total neclare. Exista un paseism teribil pe care Heine chiar îl critică în acea poezie. El trece prin Köln la un moment dat și observă că ceea ce reforma, spre exemplu, în secolul XVI încetinise sau pusese sub obroc,
definitivarea catedralei a Domnului din Köln, da, reîncepuse în secolul XIX. Uh-huh. Iată ce nostalgie, ce paseism, da, da, în rândurile germane în secolul XIX. Era o căutare de sine. Între timp aceasta a dat rezultate. Chiar Domnul din Köln este terminat, nu are un turn foarte frumos, este vizitabil și este o industrie. Sigur. Da, spuneți-mi, privind Germania de astăzi, puteți spune că spiritul prusac este cel care, până la urmă, a prevalat? Sau, dimpotrivă, e mai mult spirit sudic, bavarez? Sau cum vi se pare Germania de azi? Nu, este un melanj, în tot cazul. Acum depinde de zonă. Dacă mergeți la Berlin, cu siguranță, în anumite situații, vă veți simți agresat, poate, de un spirit prea prusac, să-i spunem așa, da? Să păstrăm epitetul. Da. O anumită fermitate, chiar în modul de adresare, o anumită repezeală în a trata oamenii de la distanță. Dacă mergeți mai în sud, deja influențele catolicismului se simt mai puternic, există o oarecare căldură sufletească, o ospitalitate certă în sudul Germaniei. Și, bineînțeles, și relieful este cu totul altul. Da? Deci nu mai aveți acele deschideri vaste în care te pierzi ca individ, ci sunt văi înguste, foarte pitorești, natura este mult mai generoasă, aveți o coloratură specifică pentru fiecare anotimp, viața se trăiește mai frumos, mai cu șpriț, mai cu o bere, mai cu delicii pentru suflet și corp. Dar spuneți-mi, vorbim despre Germania de astăzi, un melanj, v-a să zică. Noi știm, avem foarte multe știri despre reunificarea asta între Est și Vest și se pare că, sau așa se aude prin partea asta de Europa, că există încă, după atâția ani și după atâtea miliarde băgate, există încă diferențe de mentalitate vizibile, da, între Est și Vest. Categoric. Și în multe planuri. Spre exemplu, ca o consecință directă a celor 5 decenii de comunism, în estul Germaniei, numărul persoanelor care se declară atee este foarte mare. Îngrijorător de mare. Pe când în vest lucrurile nu stau deloc așa. Dar dincolo de asta, discrepanțele sunt deja de ordin economic. În retribuții, în remunerare se simt în continuare. Ele persistă cu toate eforturile care s-au făcut în plan guvernamental, în politicile publice. Nu s-a reușit. Știți de ce sunt uimit? Asta e unul din punctele care mă uimesc în legătură cu Germania. Este pentru că eu aveam, înainte de 90, impresia că poporul german, va să zic că cumva artificial despărțit după al doilea război mondial, trăiește în continuare într-o conștiință a unității. Oamenii știu foarte bine ce sunt, chiar dacă e acolo un zid și chiar dacă sunt sovietici într-o parte, anglo-americani într-o parte. E bine, când s-a terminat toate astea și au plecat și sovieticii și anglo-americanii, eu mă așteptam să se regăsească și să continuă să trăiască în această conștiință a unității. Ori veștile pe care le am este că, dimpotrivă, conștiința fracturii adusă de această graniță a fost, nu mai vreau să spun chiar mai puternică, dar extrem de puternică. Da, chiar așa și este. E efectul paradoxal al momentului în care ești lăsat de unul singur. Începi să vezi cât de schizoid ești, de fapt. Okay. Și asta a arătat și națiunea germană, cât de schizoidă era în momentul în care despărțirea aceasta era artificială prin criterii politice. Da. Bineînțeles că factorii de coeziune s-au arătat plenar. După aceea, lăsați de unii singuri, nemții au început, de fapt, să arate cât de diversi sunt în interiorul națiunilor. Iar, apropo de discrepanțele care persistă, există zone tradițional sărace în Germania de Est. Deci este landul Mecklenburg-Vorpommern, unde, cum să spunem, la fiecare lună, guvernul local strigă după medici, spre exemplu. Nu vrea nimeni să meargă acolo, da? După specialiști, după ingineri, după forță de muncă. Da, da, da. Este un ținut quasi părăsit. Spuneți-mi, cum ați privit rezultatul ultimelor alegeri din Germania? Adică presa a dat așa. Pe de-o parte a câștigat din nou Merkel, buna nu știu câte le-a mandat. Semn că e bine. Alții au dat știri alarmiste. A crescut partidul
alternativa pentru Germania, socotit în fine în general extremist. Da, da. Bun. Da. Discutăm cât e de extremist sau nu. Și ăsta a ajuns al treilea partid și, doamne, asta e ceva îngrijorător. Păi noastră mai degrabă v-au liniștit sau v-au îngrijorat alegerile astea? De îngrijorat, propriu zis, nu pot spune că m-au îngrijorat. Dar niște mișcări au fost. Ele erau în bună măsură previzibile, în sensul în care la bază electoratul s-a mișcat, pentru că oferta tradițională devenise puțin credibilă. Stânga a pierdut foarte mult, SPD-ul, dar SPD-ul pierde de decenii întregi. Este, în primul rând, lucrul în subteran al structurii economice a Vestului, a Occidentului, a capitalismului în general. Nu mai avem clasă muncitoare. Și atunci oferta tradițional socialistă nu prea mai are adresabilitate. Uh-huh. Avem însă oameni angajați în istoria, să zicem, industria loazirului, în servicii, etc., etc. S-a schimbat dramatic structura socială a Occidentului capitalist, iar politicile populiste, cum este AFP-ul, dau roade. Dar, pe de altă parte, încă nu dau roade care să ne îngrijoreze, pentru că știți că imediat după alegeri foarte mulți deputați din AFP au dezertat. Uh-huh. Și au declarat că ei, de fapt, nu au deloc convingeri de dreapta, nici de cum de extremă dreapta. Da. Și credeți că doamna Merkel va continua să domine peisajul politic german? Sigur. Încă mult? Pentru că SPD-ul îmi pare într-o degringoladă totală. Da, cu siguranță, pentru că este la momentul actual și probabil încă mulți ani de aici înainte, este singura instanță politică realmente credibilă în Germania. Vreau să fac aici o precizare, pentru că în România lucrurile au fost tratate cam, de la indiferență până la cinism. A fost reacția și a presei din România și a opiniei publice în general, așa cum am putut eu să o măsor, din contact direct cu prieteni, cu cunoscuți. Mesajul cancelarului Merkel în momentul în care a deschis granițele pentru refugiați era unul cât se poate de sincer. Deci nu era un calcul meschin cu vai de mine, avem nevoie de încă 2 milioane de forțe de muncă. Nici de cum. Sigur că a existat un interes al industriei germane care se sufocă. Știm despre ea, că ea se sufocă pentru că produce mult și are nevoie în continuu de... Da. Dar mesajul doamnei Merkel era cât se poate de sincer, iar el a fost receptat ca atare în păturile largi. Deci, opinia publică favorabilă măsurilor luate de Merkel atunci, chiar credea că trebuie asistată Siria și alte țări care erau în nevoie. Interesul Germaniei pentru Ucraina, spre exemplu, este unul sincer. Deci nu e ca... În România lucrurile sunt tratate ceva mai superficial. De genul, sunt probleme, hai să oferim și noi ajutor, dar de regulă totul se tratează în plan politic, iar corpul social românesc nu rezonează. În Germania lucrurile stau profund altfel. Deci un mesaj politic acolo are realmente rezonanță în păturile largi. Da. De altfel am putut constata că mentalitatea societății germane, să spun, sau percepția societății germane asupra chestiunii astea cu migrația, ca ați ridicat-o, s-a schimbat un pic, am impresia. De la momentul ăla de ospitalitate totală, de brațe deschise, în timp, iată, au început să apară din ce în ce mai mulți oameni și să prindă relief opinia contrară, încă e bine să... Germania să tempereze un pic așa. De altfel, porții au impresia că nu mai sunt așa deschise. Nu mai sunt. A fost acel val în 2015. Dar lucrurile s-au schimbat. Între timp s-au schimbat. Au fost și incidente în Germania, știți, acea suită de violuri la Köln, Düsseldorf. Fapte antisociale făcute de unii dintre refugiați. Există, bineînțeles, și angoasa latentă față de potențiale atacuri teroriste. Între timp și în Germania a avut loc un atac la Berlin, după cum bine știți. Normal că opinia publică germană începe să se apere, să gândească și alternativa. Adică nu poți lăsa ușile deschise la nesfârșit fără să iei măsuri ferme și concrete de autoapărare. O să vă spun un lucru. Eu m-am gândit să facem această emisiune după ce am asistat la o scenă pe care vreau să vă împărtășesc și să o comentăm împreună. Am avut bucuria să fiu invitat la Ziua Națională Germaniei, la recepția de Ziua Națională Germaniei.
Și acolo am văzut următorul moment. Pe scenă era ambasadorul Germaniei, un domn foarte agreabil, de altfel, care e foarte simpatic și foarte inteligent. Alături de la președintele României, care venise să onoreze recepția, și la un moment dat, pentru că Ziua Națională a Germaniei a fost la o zi sau două după un atentat îngrozitor din America, la un moment dat, în discursul lui, ambasadorul german a oferit condoleanțe colegului lui, ambasadorul Americii la București, pentru, în fine, ceva. Și atunci am realizat următorul lucru. Că cei trei influenți, super influenți oameni în România în momentul ăsta sunt nemții. Vă zic că președintele României nemț. Bun, Sasu veți spune, dar hai să vorbim în general, da? Germania, care înseamnă de fapt forța, vectorul cel mai important al Uniunii Europene, care este extrem de transformativ în realitatea României, evident e reprezentată din germani, și Statele Unite ale Americii, care sunt și ele unul dintre vectorii cei mai importanți în influențarea României, sunt la București reprezentate de un domn, și pe el îl cunosc bine, extrem de agreabil și de inteligent, care se întâmplă să fie de naționalitate germană. Și stăteam așa și mă gândeam la acest impact al germanilor, dacă vreți, asupra României de azi și îmi spuneam, Dumnezeule, și când te gândești că acest popor a pierdut războiul, adică pare că această revigorare extraordinară a Germaniei a fost un fenomen istoric uluitor, nu? Nu știu, acum este o conjunctură, sigur, că ambasadorul american este Hans Klemm. Domnul Kurt Meyer, ambasadorul Republicii Federale, pe de altă parte, este un adevărat cosmopolit. Da. Și spun asta nu doar pentru că are cunoștințe de limbă română absolut remarcabile, așa este. Da. Ci și pentru că are o gândire extraordinar de deschisă. Iar dacă a transmis știu, condolențe sau, mă rog, regretele sale pentru cele întâmplate în America atunci, erau realmente sincere. Deci nu era un simplu gest diplomatic. Nu, sunt convins de asta. Fără și președintele nostru, cel mai important domn politic din România? Eu îl văd întâi de toate nu ca pe un neamț, ci ca pe un profesor. Cred că asta este calitatea lui. Ați observat cum frazează? Da. E foarte. Sașii nu frazează așa, nu? Nu. Nu-i specific. Nu. Are ceva din muzicalitatea dialectului săsesc, într-adevăr. Dar dincolo de asta, președintele Iohannis știe să pună accentele. E un bun didactician al discursului. Și ați remarcat cu siguranță unde pune accentele și cum transmite anumite mesaje și către cine. Acum să ne întoarcem la Germania. Eu cred că a pierdut un război total nedrept inițiat de Germania nazistă. Da? Un război pe care nu avea cum să-l câștige. Un război al iraționalității, al urei, de rasă, de naționalistă, de care vreți dumneavoastră, n-avea cum să-l câștige. Din punctul acesta de vedere, națiunea germană cred că este pe deplin împăcată. Chiar dacă, evident, mai există resurse de, știu eu, naționalism, rasism în continuare. Ele nu se vor șterge niciodată. În schimb, Germania câștigă un război economic. Pentru că are o economie pusă pe bază foarte solidă. E uimitor asta. Să ne gândim că acum 70 de ani, 1947, fix 70 de ani, era o țară zdrobită. La pământ. Și când spunem la pământ, spunem, nu mai exista nimic ce să poată funcționa și produce acolo. Trei generații mai târziu, sau două și jumătate după 70 de ani, sunt, iată, o forță economică prima în Europa, forța motrice cu Uniunea Europeană, cu toată această piață enormă care ne vedem, și, evident, cu un cuvânt extrem de greu în toată lumea. Nu e incredibil? Este, dar... Dacă vrei, poți, ca să citezi o reclamă. Ei deci... pot. Ei pot. Am senzația că nu puține națiuni pot așa ceva. Poate, dar există și națiuni asiatice care au dat dovadă de aceeași mobilizare, disciplină. E și o chestiune de disciplină, e o chestiune de mentalitate. Japonia a fost într-o situație
Da, japonezii sunt nemții asii. De altfel, există o relație istorică între Japonia și Germania. În perioada interbelică, foarte mulți tineri japonezi au studiat în Germania. Și au făcut ulterior carieră acasă, evident, și nu doar în domeniile spiritului, ci mai ales în inginerie. Dar spuneți, Germania de astăzi mai are această, sau în conștiința germană de astăzi mai există această conștiință a excepționalismului, era evident un anume mesianist care, iată, începe de prin secolul XIX și eșuează tragic. Da. După al doilea război mondial. Mai există tipul ăsta? Americanii au, de pildă, ei se cred cu totul excepțional în raport cu celelalte națiuni. Germania mai are așa ceva? Nu, nu cred. Și nu cred că mai există resurse pentru așa ceva. O să vedeți că în toate discursurile publice, inclusiv la AFP, nu se insistă pe situația excepțională a Germanii, pe un rol mesianic sau pe... Nu, nici vorbă. Dar le aproape rușine că sunt primii. Poate și asta, pentru că de multe ori ei simt nevoia, dintr-un soi de rușine, de a fi solidari cu restul Europei. Uh-huh. Adică de a exporta know-how, tehnologie, chiar și fonduri uneori. Da? Uh-huh. Fonduri structurale pentru refacerea, spre exemplu, a infrastructurilor în restul Europei. Nemții simt această nevoie de solidaritate ca un soi de autojustificare. Uh-huh. Da. Da, spuneți-mi, noi știm că după al doilea război mondial a fost așa o presiune extraordinară morală asupra poporului german, care a fost culpabilizat in corpore. Așa s-a întâmplat. Da. Cum a primit poporul german asta? A acceptat, a metabolizat cumva? Pentru că, în general, reacția poporului, și mă uit la o chestie mult mai mică prin comparația ce se întâmplă în România. Când încerci să explici românilor că pentru dezastru comunist există o vină colectivă. Dom'le, imediat te trezești cu replici îngrozitoare care, în fine, te pun la punct. Nu e adevărat, sunt numai câțiva, o elită, în general neromâni, dacă se poate. Germanii cum au primit această pedagogie internațională colectivă? Da, se poate spune că premisele erau altele în cazul Germania, societății germane. O societate în care, cunoașteți dihotomia între vină și rușine, da? O societate axată mai curând pe vină, pe conștientizarea vinei, pe interiorizarea și metabolizarea vinei. Ori când a venit această necesitate de a prelucra mental consecințele războiului și cauzele, în primul rând, bineînțeles că societatea germană a răspuns suficient de bine, poate nu atât de bine cât ar fi trebuit. Vă readuc aminte că au fost cazuri extraordinare în care foști responsabili naziști au rămas în structuri, au rămas în pâine, ca să spunem așa. Da? Unii schimbându-și identitatea, cum a fost cazul rectorului de la Universitatea din Köln, Hans Schwerte, da? Decenii întregi, nu s-a știut cine era de fapt, fost ofițer SS, sau alții lăsându-și perfect aceeași identitate, dar negându-și trecutul, cum a fost chiar ministrul de externe Hans-Dietrich Genscher. Da? Deci s-a putut și așa și așa. Dacă această conștientizare a vinei a pătruns adânc până în fibra națiunii, pentru că a pătruns, într-adevăr, atunci lucrul acesta stă mai curând în legătură cu, să spunem, dimensiunea protestantă a societății germane, cu acea spovedanie colectivă, cu împărtășirea vinei și arătarea ei, în primul rând. Da? Ceva ce în România nu a fost niciodată un exercițiu și nici nu va fi. Da, spuneți-mi, pentru că sunt oameni care și astăzi răspund Germaniei făcând apel la această vinovăție. Nu știu, face Germania ceva în Uniunea Europeană, decide ceva în legătură cu euro sau mai știu eu ce, și imediat are un răspuns din partea unor nemulțumiți care o trimit înapoi la acea culpă teribilă. Vi se pare că e în regulă? Vi se pare că e corect? Germania de astăzi o mai vedeți răspunzătoare, într-un fel, pentru ce s-a întâmplat acum 70 de ani? Strict retoric, acesta s-ar numi un argument impertinent. Da? Deci care nu are niciun fel de pertinență asupra cauzei. Alminte, sigur că nu mai are niciun fel de legătură Germania actuală cu ceea ce a fost atunci. Că au existat niște continuități, tocmai le-am arătat, așa este, dar ele nu au fost
nici cum dătătoare de direcție în politicile interne sau externe ale Germaniei. Societatea actuală a Germaniei este mult mai complexă decât a fost înainte de al doilea război mondial. Avem o minoritate neistorică de turci, spre exemplu, și curzi, da? De peste 3 milioane, aproape 4 milioane, are o pondere extraordinară în structura socială a Germaniei. Nu mai poți face abstracții de chestia asta. Ori a dezvolta în ziua de azi, știu eu, politici bazate pe filonul german sau fie el doar germanofil, sau... nu se mai poate. Așa încât orice argument de genul acesta a trimite la colț Germania că vezi că cândva strămoșii voștri au făcut nu știu, este impertinent. E impertinent, da. Da. Spuneți-mi, ați evocat la un moment dat, cum să spun, povestea asta religioasă. Am văzut de curând o hartă religioasă a Germaniei și am putut constata într-adevăr că sudul este catolic, centru și vestul protestant și estul foarte palid din punctul ăsta de vedere. Mai joacă această latură a conștiinței, conștiința religioasă, conștiința apartenenței la o anumită biserică, mai joacă un rol important în societatea germană astăzi? Adică această hartă, care părea, repet, realmente ruptă în trei, are ea vreo relevanță alta decât una strict, cum să spun, de recensământ? Greu de spus. Acum, în vestul Germaniei poate încă mai joacă un rol, pentru că acolo viața religioasă este mai profundă, mai activă chiar. În estul Germaniei nu cred că mai joacă un rol. Ca și în Cehia, spre exemplu, esticii se declară destul de indiferenți față de problematica religioasă. Acum, trebuie făcută următoarea precizare. Nici sudul Germaniei nu este chiar 100% catolic. Chiar în Bavaria actuală, da, pe atunci arăta lejer altfel, harta Bavariei, s-a semnat Pax Augustana, da, deci pacea religioasă de la Augsburg. Acolo coexistă comunitățile protestante cu cele catolice. Există chiar și paradoxale biserici simultane, pentru că n-aveau resurse materiale. Protestanții au pus altarul în capătul celălalt al navei, au făcut intrarea pe mijloc și atunci, iată, biserica a putut servi în același timp pentru două comunități religioase. Deci acolo coexistă, de asemenea, în Baden-Württemberg, partea suabă, da? Württemberg este, de fapt, protestantă. Deci harta este, de fapt, mult mai pestriță în Germania, iar denominația religioasă nu joacă un rol atât de mare în viața publică, în sensul în care fiecare știe locul, nu mai există așa numitul Kulturkampf, da, o luptă culturală, culturală. Da, dusă de puterea centrală prusacă, de Bismarck, nu? Împotriva clerului catolic. Nu mai există așa ceva. Clerul catolic, chiar dacă ține de papalitate, este sub oblăduirea papalității, s-a dovedit între timp suficient de loial față de statul german. Așa încât denominația pură și simplă, faptul că ești protestant sau catolic, nu mai joacă un rol foarte mare. Știți că Germania e citată adesea ca exemplu, inclusiv în România, a modului în care a stabilit relația între stat și biserică. Pare a fi, cum să spun, o formulă mai echilibrată, să spun. Pe de o parte avem, sigur, în Europa zonele astea de est în care statul și biserica acolo lucrează puternic, sunt foarte legate. Avem în partea, în zona Franței, așa mai, unde lucrurile sunt state de o indiferență totală în raport cu biserica. Germania pare un model mai echilibrat. Și mulți spun că el este aplicabil și în România. Repet, acest model de relație stat-biserică, relație constituțională. Cum vi se pare? Credeți că s-ar potrivi? Eu cred că așa și stau lucrurile. Constituția României, în momentul în care a fost redactată, noua variantă din 2003, da, s-a inspirat după modelul german, n-a tratat problema religioasă. Deci, un număr limitat de biserici recunoscute, de culte recunoscute, și nu doar recunoscute pur și simplu, ci susținute de stat să existe. Da? Clerul, în ansamblul său, indiferent dacă este ortodox sau catolic sau reformat, în România este finanțat de stat. Da? Da. Modelul este german, a fost preluat de acolo. Da? Și eu zic că este un model ponderat,
în care statul nu poate fi cu totul indiferent la problema religioasă, pentru că în sine factorul religios este coeziv pentru societate. El dă stabilitate, dă identitate, în primul rând. În așa... Nu e politica din potrivă, e politica divisivă. Da, e politica românească, cel puțin, e ca o împușcătură într-un rând de potârnichi. Da, așa este. Cam asta e imaginea care vine acum spontan în minte. Așa este, da. Spuneți-mi, revenind la situația de astăzi din Germania, și acum să privim Germania un pic și în ansamblul Europei, simțim ceva. Germania, rolul conducător al Germaniei în Europa e cunoscut de toate lumea. Asta e evident. Că pe unii supără, pe unii nu-i supără, dar e evident. Și e un rol care mi se pare că s-a impus natural, prin forță economică și așa mai departe. Germania tinde, trage cu tot din adinsul de Franța, ca să formeze un cuplu. Eu nu știu de ce, dar am senzația că este o formulă prin care Germania încearcă să nu fie singură ca leadership, ca lider, pentru că are aceste, cum să spun, apăsări ale trecutului. Greșesc? Poate pe de o parte e un complex, da? E foarte posibil. Dar pe de altă parte e vorba și realmente de responsabilități la nivel european. Gândiți-vă că politica de austeritate impusă de cancelarul Merkel acum câțiva ani, spre exemplu, atunci când i s-a făcut Greciei un parcurs, da? A dus la un soi de reacție de ostilitate din partea, mai ales a națiunilor sudice. Pentru că au venit în cor și Portugalia și Italia, vai, dar de ce ni se impune nouă? Și atunci, cu siguranță, Germania dorește să împartă responsabilitatea găsind în Franța realmente un partener plauzibil. Pentru că Franța are iarăși o economie destul de solidă și puternică, joacă, să spunem așa, pe baza unor reguli, iarăși bine puse la punct, pe care le respectă. Și cred că asta este, de fapt, adevăratul motiv. Germania nu își poate asuma rolul de, unic far al Europei. Pentru că, pe de o parte, nici nu este, pe de altă parte, ar fi un rol ingrat. Și atunci are nevoie, cu siguranță, de... Ar fi avut nevoie la fel de bine și de Marea Britanie. Dar Marea Britanie a arătat că este mult mai complexată decât Germania. Și că nu își găsește pur și simplu, sau nu își regăsește, vocația europeană. N-a făcut decât să se replieze în ceva ce este pur și simplu o fantomă a trecutului, aura imperială. O conștiință a insularității mult mai apăsată. Da, dar ce fel de insularitate? Pentru că și aceea, la rândul ei, se împarte în mai multe insularități. Da. Deci cred că nu a apucat deloc pe o cale dreaptă, dar, mă rog, este problema. Plus că, domnule profesor, totuși, britanicii conduc pe partea ailaltă, ceea ce automobilele. Ceea ce arată că cum să spun, sunt poate altfel. Dar revenind la Germania și la rolul ăsta de lider în Uniunea Europeană, știți că de curând ei încearcă să asume asta și pentru că foarte multe țări, de fapt cam toate, se uită către Germania în căutare de leadership. Și de curând ei vorbesc în termenii de leadership benevolent, ca un concept de manifestare a Germaniei în cadrul Uniunii Europene. Cum vă sună asta? Leadership benevolent. E o formulă lejer cosmetizată. De fapt, dacă am presupune, prin absurd, că s-ar produce un vid de putere la nivel european, atunci știți cum e cu vidul. El se umple cu necesitate, exact din zona unde vine presiunea mai mare. Și asta ar fi Germania. În mod natural. Germania are resursele și economice și politice și culturale mai ales, da? Care se impună leadership-ul. Nu știu ce ar vrea să însemne benevolent. Acum caut să traduc în germană cine ar fi putut da sintagma respectivă. Probabil că în germană este un cuvânt compus foarte lung. Da, foarte lung. Eu știu din engleză. Da. Așa. Dar în fine, ideea ce mi se pare mie este că totuși Germania e chemată de țările europene să conducă în Europeană, în același timp are o reticență. Nu știu de ce simt asta. Are nevoie de parteneri, are nevoie mereu de... Nu asumă plenar
că, rolul de lider, deși natural îi se cuvine. Da. Și mă întreb de ce, de asta mă gândeam la trecut, poate că... Nu. Cu siguranță nu vreau să neg rolul acestui complex de vinovăție. Dar nu cred că el este hotărător. În general, lucrurile sunt bune și produc efecte bune pe termen lung când sunt obținute prin consens. Uh-huh. Sau măcar printr-o largă majoritate. Dacă Germania urma să dicteze, știu eu, în virtutea unui primat economic sau a unui primat financiar sau unui primat politic, atunci lucrurile n-ar lua o întorsătură bună. S-ar crea tensiuni între statele europene. Nu cred că în sine Europa, așa cum o avem noi în ziua de azi, este o construcție a dictatului sau a supremației unei puteri. Ori cred că din partea politicii germane se face cunoscută și se reiterează mereu această idee. Totuși, responsabilitatea este comună a tuturor țărilor. Da. Spuneți-mi, noi aici în România, uitându-ne la Germania, în general, opțiunea, opiniile românilor sunt admirative, sunt pozitive. Germania e foarte bine văzută în România. Eu îndrăznesc să spun chiar că asta a contat mult în alegerea președintelui Iohannis. Dar în același timp există, cel puțin la nivelul unor analiști, unele reticențe. De pildă, suntem adesea speriați de relația specială pe care Germania o are cu Rusia. Noi suntem rusofobi, asta știm. Spuneți-mi, vreau adesea să palpez un pic inima culturală a acestei relații între Germania și Rusia. E o relație între două puteri conștiente totuși de forța lor și pe de altă parte trebuie să spun că de câte ori Germania și Rusia au tratat Europa ca o afacere între ele două, cam e și prost. Da, din păcate. Nu cred că trebuie să reajungă acolo, dar pe de altă parte gândiți-vă, știu eu, la două echipe de basket în care în mod evident și de o parte și de alta ai doi jucători cu câte un cap mai înalt decât toți ceilalți. Uh-huh. Asta este realitatea istorică. Uh-huh. Da? Asta este Rusia și asta este Germania. E clar că la un moment dat vor căuta contactul direct și vor negocia anumite lucruri în mod direct, trecând peste orice alte considerente. Pe de altă parte, totuși, relația Germaniei cu Rusia ține și de așa-numita realpolitik. Da? Deci o politică nu neapărat oportunistă, dar a oportunităților în tot cazul. Un exemplu. Eu însumi am fost foarte indignat când am aflat că Gerhard Schröder s-a lăsat angajat de către Gazprom. Da, așa este. Și m-am gândit cum se poate ca un fost cancelar german să devină un slujbaș al unui trust... Pe bani buni. Al unui trust rusesc. Dar, bine, banii, sigur, vor fi fost o rațiune. Dar iată ce se întâmplă peste ani. A fost acea criză a jurnaliștilor germani care au fost arestați la Ankara, acum câteva săptămâni, da? Și cancelarul Schröder a intervenit pe linia Gazprom, prin Putin, iar Erdogan le-a dat drumul jurnaliștilor germani care fuseseră acuzați de terorism, de diverse elucubrații. Iată, este doar un exemplu pentru ce înseamnă fructul acestei realpolitik. Uh-huh. Da? Uh-huh. Când nu te aștepți, poți obține lucruri fiind mai puțin tezist, mai puțin ferm pe anumite chestii. Germania cu Rusia întotdeauna a avut și va avea un realpolitik. Da, deci va juca pe oportunități. Iar prima oportunitate în relația cu Rusia este evident economică. Sigur. Spuneți-mi, ați putea spune că în spiritul german dimensiunea asta pragmatică, realistă, domină? Da, categoric. Este una practică, în primul rând, și în al doilea rând, pragmatică. Uh-huh. Deci practică în viața de zi cu zi. Știți, când președintele Iohannis, asta ca să-i reliefăm totuși dimensiunea germană, German, așa, da.
a folosit în campanie sloganul România lucrului binefăcut. Uh-huh. El știa, știa foarte bine ce spune. Exact, da? Exact. Și stau și mă întreb dacă nu cumva era chiar lozinca lui și nu îi va fi fost sugerată de cine știe ce om din campanie. Lucrul binefăcut este o invenție germană în sensul în care termenul, cu atare sintagma, nu există în limba germană. Nu puteți spune. În limba germană, lucru bine făcut, nu se poate spune. Nu. Uh-huh. Bine, se poate aproxima, gut gemachte Ding, sau, dar este o expresie stângace, pentru că nu se folosește. Uh-huh. De ce nu se folosește? Pentru că nu există lucruri rău făcut, probabil. Pentru că toate lucrurile sunt bine făcute. Da? Ea există la noi ca un deziderat. Așa este. Da? Așa este, da. Și într-adevăr, de la campania din 2014 a președintelui Iohannis, am avut ocazia să vedem cât de bine, cu ghilimele, sunt făcute lucrurile în România. Așa este, da, aveți dreptate. Deci este întotdeauna o dimensiune practică la bază, dublată de una pragmatică. Adică într-o situație cheie, bineînțeles, vei opta pentru soluția mai avantajoasă. Dar pe de altă parte știți că se întorc mulți buni cunoscători ai spațiului german, ai spiritului german din Germania în ultimii ani și spun, doamne, nici Germania nu mai e ce era. Ba chiar se citează ceva ce este uimitor pentru un român. Se citează situații în care au început să întârzie trenurile. Știți că noi aveam în mitologia noastră exactitatea germană. Nu mai funcționează așa. E așa, în ultimii, nu știu, poate că după reunificare se simte o schimbare în spiritul german? S-a mai latinizat un pic? S-a mai relativizat un pic? S-a mai lenevit un pic? Da. Unii vorbesc chiar de balcanizarea Germaniei. Dar gândiți-vă foarte bine, acolo între timp trăiesc comunități largi de foști iugoslavi, da? Deci sârbi, croați, ce vor fi fost ei, de români, comunități turce, structura populației nu mai este aceeași. Eu am făcut și o poză la un moment dat, la Berlin, eram pe un peron și după momente de ezitare, afișajul electronic a arătat 120 de minute întârziere pentru un tren pe care l-așteptam. Și țin acea asta poză, e evident. De Gara de Nord, nu e de Berlin. Exact, e de Gara de Nord. Cum este posibil așa ceva în Germania, da? Este posibil, sigur că este posibil. Societatea este mult mai complexă, ea trebuie să răspundă la nevoi mult mai complexe și atunci se mai întâmplă și astfel de necazuri. Însă, per total, imaginea globală nu este una nici de cum dezastroasă. În continuare, sigur, mai ales în localitățile mici, deci asta era la Berlin, da, incidentul respectiv era la Berlin. În localitățile mici, în comunitățile mici care sunt ușor de reglat, lucrurile merg ceas, ca întotdeauna. Da? Spre exemplu, un sfat pentru studenți ar fi, cei care pleacă în schimburi academice, în mobilități academice, să meargă în orașele mici. Acelea sunt cele mai bune pentru studiu. Îți dau și răgazul să stai în bibliotecă, nu pierzi mult timp cu transportul și nici nu ești livrat așa necondiționat unor astfel de pene, da? Care se Heidelberg. Heidelberg, Freiburg, Tübingen, sunt multe, sunt o puzderie de orașe, și istorice, și frumoase, în care tradițiile universitare sunt faimoase. Deci recomand cu căldură așa ceva. Da, pe acest fond de schimbare, să spun, în mentalul german, mai domină ceea ce, iată, la un moment dat îl speria și pe Heine, conservatorismul. Pentru că eu, uitându-mă la rezultatele acestor alegeri, de pildă, de 4 alegeri consecutive, acest partid, cu aceiași oameni în frunte, câștigă alegerile. Asta îți arată un electorat conservator, un electorat foarte consecvent, care greu își schimbă părerile. Greșesc când simt că Germania e în continuare așa, deși, iată, vedeți și schimbări. Nu greșiți, cu siguranță este așa, dar pe de altă parte asta dă soliditate, predictibilitate unei societăți. Da. Deci tocmai conservatorismul acesta, care în cazul României, spre exemplu, nu ar prinde absolut deloc. Da. Românii sunt foarte spontani,
sunt chiar și mofturoși. Nu le place să aibă aceeași figură așa mulți ani la rând. Așa este. Mai ales după dictatura comunistă. Așa este. În Germania nu există o astfel de percepție. Dimpotrivă, ideea de stabilitate este foarte prețuită. Deci dacă se poate să ai același lider timp de 15 ani, este cu atât mai bine. Oamenii au repere fixe, țin foarte mult la rutină. Rutina nu este plictisitoare pentru germani, dimpotrivă. Este un factor de sănătate. Da? Ține de igiena mentală, să spunem așa. Dacă faci același lucru zi de zi și îl duci către perfecțiune, dacă dezvolți același habitus, atunci a pus să trăiești mult și liniștit. Da? Românii ard repede, sunt foarte spontani. Încep și nu termină. Multe lucruri nu le termină, da? Dar nici speranța de viață nu e la fel de mare. E adevărat. Da. Doamne profesor, emisiunea asta se apropie de sfârșit și nu vreau să încheiem această emisiune fără să vorbim un pic despre ceea ce leagă totuși România de Germania. Poate ne spuneți câteva lucruri despre această comunitate săsească, care pentru noi socotim în general nemți. Ei sunt sau nu sunt? Nu prea sunt nemți. Cu șvabii e încă și mai complicat, nu? Sunt, sigur că sunt. Acum depinde. În sine structura este foarte complicată. Sunt mai multe comunități, depinde de zona despre care vorbim. În general, în Carpații Meridional, deci, sau în Buza Carpaților Meridional, zona Sibiu, Brașov, da. Acolo sunt comunitățile săsești printre cele mai timpurii, deci înființate deja în secolul XII-XIII. Și, sigur, vin din zona Luxemburg, din bazinul Renan, sunt cât se poate de nemțești, ca să spunem așa, dar au fost și multe alte valuri ulterioare. Limba lor este limba germană de azi? Nu, nici vorba. Deci dialectul săsesc, care iarăși se împarte în nu știu câte subdialecte, în funcție de originea lor și de modul de evoluție în timp, dar, spre exemplu, dialectul din Sibiu seamănă foarte mult cu luxemburgheza. Da? Pentru că se pare că acolo este patria lor. Alte dialecte seamănă mai curând cu subdialecte, seamănă mai curând cu germana-austriacă. Depinde. Oricum a fost în zona aceasta a Transilvaniei, a fost o întrepătrundere puternică și între română și germană și săsească, și între maghiară, română și săsească, deci influențele sunt multiple. Este o hartă iarăși foarte pestriță în Transilvania și în Banat. Banatul iarăși în sine e o poveste aiuritoare, adică multiculturală, multe influențe. Da. Bineînțeles că momentele de vitregie istorică, această comunitate a sașilor transilvaneni și a șvabilor bănățeni a fost manipulată politic într-un mod ordinar. Germania nazistă i-a folosit pur și simplu înrolându-i direct, fără să-i întrebe prea mult, în Waffen-SS, da? Deci în partea militarizată a SS-ului. O minoritate n-a avut niciodată în istorie o viață liniștită. Întotdeauna a fost ca o minge între două echipe adverse. Este totuși lăudabil că, iată, până după puțin după 90, comunitatea săsească a reușit să fie un factor de influență culturală pentru România extraordinară. România au avut doar de câștigat. Absolut. Și e de spus că nu știu dacă vreo minoritate națională este mai bine privită în majoritatea românească decât cea săsească. Dar pe bună dreptate. Și pe bună dreptate. Dar contează asta pentru Germania de astăzi? Contează, în relația sigur cu România contează lucrul ăsta sau e doar ornamentică? Nu, contează cu adevărat. Nu este doar un discurs diplomatic. Da. Este un pilon al politicii externe Germania în raport cu România. Deci situația minorității germane care se dorește a fi în continuare aici, deci a subzista într-un fel sau altul, pentru că din păcate mirajul economic a fost dărâmător și pentru ei, nu doar pentru noi. Deci acesta este un vector foarte important și este un vector și al schimbului cultural și economic. Sunt, la ora la care vorbim, foarte mulți fermieri care se întorc în Transilvania. Unii dintre ei sunt sași plecați cândva din România, alții n-au nicio legătură cu România.
Dar știu că aici se poate coexista pașnic și productiv cu românii. Și asta este un lucru foarte important. Domnule profesor, din păcate, timpul emisiunii noastre s-a scurs și aș mai fi vrut să discutăm multe, aș fi vrut să discutăm despre marele nostru rege Neamț, la care ne referim istoric, așa, ca la o personalitate care a făcut să renască România și cât anume a contat în această renaștere a României acest influx de germanitate, dacă vreți, și multe alte lucruri. Dar asta o vom face cu siguranță cu ocazie viitoare. Vă invit deja la o nouă ediție Europa Cristiană când veți avea răgaz și vă mulțumesc mult pentru prezența. Mulțumesc și eu foarte mult. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie aici. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la Europa Cristiană și până atunci vă îndemn, ca de fiecare dată, citiți și rugați-vă. O seară bună!